Și în țara noastră, din păcate, fenomenele acestea meteo extreme s-au înmulțit, însă acum românii vor fi avertizați mai rapid în cazul unor furtuni sau în cazul tornadelor. Administrația Națională de Meteorologie are un sistem de radare ultra-performant care poate detecta furtunile chiar și de la o distanță de 230 de kilometri. Ne aflăm la finalizarea unuia dintre cele mai importante obiective din cele 7 obiective importante ale proiectului InfraMeteo și anume finalizarea lucrărilor din cadrul contractului de proiectare și execuție lucrări pentru modernizarea rețelei de radare meteorologice, 7 radare meteorologice noi. Vom avea cu siguranță ca urmare a acestor investiții servicii meteo mai precise, mai rapide și mai performante. Astăzi facem recepția finală a ultimului radar la București, după celelalte 6 în teritoriu. Vom ști din timp dacă avem fenomene meteo extreme, vom ști din timp dacă e cazul să ne pregătim pentru o eventuală viitură